Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Cunoștințe privind regulile de joc, hands, fault, repunere din lateral, fotbal. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa a 5-a, anul întâi de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, anul întâi de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de fotbal, și anume lovirea mingii cu interiorul abei piciorului de pe loc și din deplasare, șutul la poartă de pe loc și din deplasare, preluarea mingii cu interiorul piciorului, conducerea mingii, repunerea mingii în joc de la margine, deposedarea adversarului de minge din față, procedee tehnice specifice portarului, sistemul de joc 1-3-2, marcajul și demarcajul, depășirea, cunoștințe privind regulile de joc hands, fault, repunere din lateral, variante de joc cu temă, informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv fotbal. Denumirea provine din limba engleză football. Se joacă între două echipe de câte 11 jucători, dintre care unul este portar cu o minge sferică pe un teren dreptunghiular acoperit cu iarbă, cu câte o poartă la fiecare capăt. Scopul jocului este de a înscrie goluri introducând mingea în poarta adversarului. Lungimea terenului poate fi între 90 și 120 de metri, lățimea între 45 și 90 de metri. Liniile terenului sunt linia de margine și linia de poartă, care împreună formează colțul terenului, corner. Poarta are 7,32 m pe 2,44 m înălțime. Zona de gol este zona de protecție a portarului și anume careul de 6 metri. Zona de pedeapsă este careul de 16 metri și punctul de pedeapsă, penalti, este la 11 metri. În unitățile de învățământ, baza sportivă nu permite amplasarea unui teren de fotbal la dimensiunile prezentate. La competiția de fotbal fete și băieți din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, clasele 5-8, se poate folosi terenul de handbal. Terenul este un dreptunghi lungime de 40 de metri, lățime de 20 de metri, poarta are dimensiunile lungimea 3 metri, înălțimea 2 metri, echipa este alcătuită din 6 elevi, 5 plus un portar și lovitura de pedeapsă, penalti, se execută de la 7 metri. Jucarea mingii cu mâna, hands-ul.
presupune actul deliberat al elevului, exceptând portarul, care intră în contact cu mingea, atingând-o cu mâna sau cu brațul. Trebuie luate în considerare următoarele. Mișcarea mâinii către minge, nu a mingii către mână. Distanța dintre adversar și minge, minge neașteptată. Poziția mâinii nu presupune neapărat existența unei incorectitudini. Atingerea mingii cu un obiect ținut în mână, îmbrăcăminte, apărători pentru tibie, etc., este considerată o incorectitudine. Portarul are aceleași restricții atunci când joacă mingea cu mâna, ca orice alt elev, în afara suprafeții de pedeapsă. Sancțiuni. Lovitură liberă directă, avertismente, cartonaș galben pentru comportări nesportive, comiteu abatere sau joacă mingea cu mâna în scopul tactic de a interveni într-un sau opri un atac promițător, joacă atinge mingea în mod voit cu mâna în încercarea de a marca un gol, chiar dacă încercarea reușește sau nu, sau încearcă fără succes de a împiedica marcarea unui gol. Greșeli care se sancționează cu eliminare, cartonaș roșu. Împiedică echipa adversă să înscrie un gol sau oprește o ocazie evidentă de gol, jucând intenționat mingea cu mâna, aceasta nu se aplică portarului în propria suprafață de pedeapsă. Atunci când un elev împiedică echipa adversă să înscrie un gol sau să aibă o situație evidentă de a înscrie printr-o jucare în mod voit a mingii cu mâna, elevul este eliminat indiferent de locul în care are loc abaterea. Dacă în timp ce mingea este în joc, un elev aruncă un obiect, inclusiv mingea, către un adversar sau altă persoană, arbitrul trebuie să oprească jocul dacă abaterea a fost imprudență să avertizeze jucătorul vinovat pentru comportare nesportivă, folosindu-se forță excesivă să elimine jucătorul vinovat pentru comportare violentă. Semnalizarea arbitrului. Lovitură liberă directă, lovitură de pedeapsă, penalti și cartonaș roșu sau galben. Faultul. Sancțiuni. Lovitură liberă directă, atunci când un elev atacă, sare asupra, lovește sau încearcă să lovească cu piciorul, împinge, lovește sau încearcă să lovească, inclusiv cu capul, atacă prin alunecare sau atacă incorrect, pune sau încearcă să pună piedică. Semnalizarea arbitrului, lovitură liberă directă. Lovitură liberă indirectă. Un elev joacă de o manieră periculoasă, împiedică evoluția unui adversar fără să fie avut loc un contact, împiedică portarul să dea drumul mingii din mâini sau lovește sau încearcă să lovească mingea atunci când portarul se pregătește să dea drumul mingii din mâini. Semnalizarea arbitrului, lovitură liberă indirectă. Lovitura de pedeapsă, penalty. Un elev realizează în interiorul careului de 16 metri tipurile de faul sancționate cu lovitură liberă. Semnalizarea arbitrului, lovitură de pedeapsă, penalti. Acordarea cartonașului, galben și sau roșu, în funcție de gravitatea faultului. Semnalizarea arbitrului, cartonaș galben, cartonaș roșu. Repunerea din lateral, out-ul. O aruncare de la margine se acordă echipei adverse elevului care a atins ultima oară mingea atunci când aceasta a depășit în întregime linia de margine, pe pământ sau în aer. Dintr-o aruncare de la margine nu se poate înscrie direct un gol. Dacă mingea intră în poarta adversă, se acordă lovitură de la poartă. Dacă mingea intră în propria poartă, se acordă lovitură de la colț. În momentul aruncării de la margine, executantul trebuie să fie cu fața la terenul de joc, să aibă o parte a fiecărui picior pe linia de margine sau în exteriorul acestei linii, să arunce mingea cu ambele mâini din spate și peste cap, de pe locul în care mingea a depășit linia de margine. Toți jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puțin 2 metri de la locul aruncării de la margine. Cel care execută aruncarea nu trebuie să atingă din nou mingea până când aceasta nu a fost atinsă de un alt elev. Abateri și sancțiuni. Dacă după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un elev, se acordă lovitură liberă indirectă. Dacă executantul atinge mingea în mod voit cu mâinile, se acordă o lovitură liberă directă, se acordă o lovitură de pedeapsă dacă abaterea s-a comis în interiorul suprafeței de pedeapsă a executantului, cu excepția în care mingea a fost jucată cu mâna de portarul echipei în apărare, caz în care se acordă lovitură liberă indirectă. Un adversar care împiedică sau jenează executantul aruncării de la margine, inclusiv să se mute mai aproape de 2 metri spre locul unde aruncarea de la margine va avea loc, este avertizat pentru comportare nesportivă și dacă aruncarea de la margine a fost efectuată, se acordă o lovitură liberă indirectă.
Pentru orice altă abatere, aruncarea de la margine este executată de un elev al echipei adverse. Semnalizarea arbitrului asistent, aruncarea de la margine pentru echipa în atac, aruncarea de la margine pentru echipa în apărare. Repunerea din lateral, out-ul, execuție corectă, ambele picioare pe sol, execuția a fost de pe loc, și acum execuția corectă cu elan, ambele picioare contact cu solul. Iată execuție greșită, numai un picior are contact cu solul și în acest caz out-ul se execută din săritură. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.